Sunt 3 ani de când Gheorghe Buta se chinuie cumplit din cauza bolii de care suferă, ciroză hepatică, iar în prezent el se simte foarte rău, fiind internat la Spitalul Județean de Urgență Alba. Medicii spun că un transplant deficat i-ar fi de mare ajutor, l-ar face să-și revină, să ducă o viață aproape normală. Transplantul costă însă mult prea mult, între 15 și 50.000 de euro. În momentul de față nu se simte bine, internat în spital, la gastroenterologie. Șansele de supraviețuire nu mai sunt mari. Avem nevoie urgent de transplant, de ficat. Ne trebuie tot ficatul, deci nu ne mai trebuie un sfert sau jumătate din ficat. Și această operație costă foarte mult și numai la fundări putem să o facem. Între 15.000 de euro și undeva la 50.000 de euro. Sumă pe care, pe care nu avem de unde să o punem momentan în jos, deci nu avem cum să o acoperim. În această perioadă de cumplită suferință, singura alinare a lui Gheorghe Buta o reprezintă familia, soția care face tot posibilul să-l vadă sănătos. Acum, în preajma sărbătorilor, soția și copiii suferindului se roagă la Dumnezeu să facă o minune pentru Gheorghe. Cea mai mare dorință a mea va fi ca el să se facă bine. Să putem să fim o familie fericită de acum acolo. Cred. Da, cred în minuni și sper ca oamenii care mă văd să ne ajute. Nu cerem imposibilul la nimeni, doar cât se poate și cum se poate. Pentru că chiar vrem să, ca el să trăiască în continuare. Gândul că într-o zi Gheorghe Buta nu ar mai putea fi îi sperie pe toți cei apropiați. Doar gândul că nu o să mai fie, este foarte greu de acceptat. Cred că Dumnezeu e mare și dă putere tuturor, dar este un gând. Nu vreau să mă gândesc la că nu o să mai fie. Vreau să cred în continuare că se facă bine. Zilele lui Gheorghe Buta sunt numărate, dar noi, toți ceilalți, îl putem ajuta să se facă bine. Dacă doriți acest lucru, stimați telespectatori, o puteți face donând, după posibilități, sume de bani în conturile deschise la Banca Transilvania, sucursala Alba. Numerele sunt afișate pe ecran.